Bine v-am regăsit, dragii mei. Azi o să prepar o prăjitură. Sper să-mi iasă. Cappuccino, așa se numește prăjitura. Mi-a adus de Crăciun prietena mea, Simona. Mi-a făcut o prăjitură. Și așa de bună. Am zis, de nu-mi dai rețeta, nu știu ce fac. De nu-mi iasă, Simo, te pun pe tine să vii la mine să o faci. În direct și în exclusivitate. Bun. Am nevoie de 7 ouă, 7, 150 de grame de zahăr, 150 de grame de făină albă, 2 plicuri de cappuccino, 12,5 grame are un plic, 50 de grame de nucă măcinată, 50 de grame de nucă am prăjit-o și am curățat-o de coș, am făcut-o bucățele mai mici și un praf de copt. Bun, pentru început o să separ ouăle. Foarte bună prăjitura asta. Deci mi-au adus o tavă de prăjitură, nu m-am putut opri din mâncat. Teoretic nu e deloc complicat, dar acum să văd cum îmi iasă. Deci astea sunt ingredientele pentru blat, ce vi le-am spus. 7 ouă, 150 de grame de zahăr, 150 de grame de făină, 50 de grame de nucă măcinată, 50 de grame de nucă prăjită întreagă, 2 plicuri de cappuccino și un praf de copt. Și acum separ gălbenușurile de albuș și o să bat albușurile spumă. Bun. Pun un praf de sare în albușuri. Iau mixerul. Iau scula de mixat. Așa și o să pun praful de copt în făină. Și nuca. Cred că trebuie să iau iară ceva mai mare. Amestec bine, bine. Amestec și nuca, făina. Sper să nu fie coș prin nucă, că place deloc. O să dau peste vreo cojă când mănânc. Nu e deloc plăcut.
impresia că scoși. Cum văd ceva mai tis la culoare, cum? Mă gândesc la altceva. Dar nu mult. Încep să bat albușurile. Facem gălăgie. Bun, gata. Adaug și cappuccino aici. Deci aici am pus făina, 150 de grame, 150 de... Deci 150 de grame de făină, 50 de grame de nucă măcinată, 50... nucă prăjită, două plicuri de cappuccino, un praf de copt și amestecat bine. Și bineînțeles că nu trebuia să trebuie să pun și gălbenușurile. Le punem treptat, nu toate deodată. Bun, am adăugat 7 gălbenușuri. Și acum, bineînțeles că trebuie să mut în altceva mai mare, că iarăși și prea mult pasul. Și o să pun aici ca să mă pot descurca mai bine. Și acum adaug treptat făina cu nuca. Încet. Pun și restul. Mai amestec puțin. Puneți puțină esență de rom, dar cappuccino care l-am pus eu e cu rom. Și atunci nu mai pun esență. Dacă puneți cappuccino din acela clasic, puteți adăuga puțină esență de rom. Bun, gata. Am uns o tavă, am pus hârtie de copt și am uns-o puțin cu ulei și cu făină. E bună! Și acum o să o pun în tavă.
nivelez puțin. Să fie uniformă. Blatul nu e și bine în poziția. Bun. Și acum o dau la cuptor la 180 de grade. De minute. Jumătate de oră, vedeți. Doamne ajută. Spre binele tău, Simona, că dacă nu, știi. Știi că vii și-mi faci tu. Bun. Acum adun puțin de aici, fac curat. Ioi, că aveți să pun nuca. Nu, și nuca trebuie pusă. Of, Doamne! Deci și nuca prăjită. Tot în blat. Cred că ți se arată, Simo, să vii la mine. Nu are nimic. Că este foarte bine. Super. Deci nu ca o puneți când amestecați făina. Atunci o puneți, ca să amestece bine. Nu ca mine la sfârșit. Nu ca și mine. Totdeauna trebuie să fac eu ceva. Bun, am pus-o și acum o bag la cuptor. Încă o dată. Bun, pentru cremă avem nevoie de 225 grame de zahăr, 250 grame unt, 3 ouă și 5 plicuri de cappuccino, un plic are 12,5 grame. Deci eu am, așa o să pun de aici. Deci 5 plicuri trebuie. Și pe un, punem într-un vas, pe aburi, ouăle, întregi. Vai, Simona, din lumeasă ce fac. Deci, 3 ouă. Întregi. Să fie întregi. Eu fac cum eu zic ea, deci 3 ouă întregi și 250 de grame, 225 de grame de zahăr. Așa zice doamna Simona.
și zice să le pun pe amuri. Eu le pun pe amuri. Trei ouă, 225 de grame de zahăr și la abu cu ele. Vedem prăjitura ce face? Crește, crește. Și așa zice că să amestecăm continuu. În continuu. Sper să nu mă ard. Am mai făcut eu o prăjitură de două ori și nu mi-a ieșit. Nu știu cum de nu m-a pus Simone. Nu știu cum de nu a pus filmarea. Minune că nu a pus filmarea. De două ori a făcut-o și de două ori nu mi-a ieșit. De fapt așa am crezut eu că nu mi-a ieșit. Dar am mai întrebat și pe altcineva și mie mi se părea că blatul e prea... nu-i crescut, nu-i destul de crescut. Dar au zis că așa trebuie să fie blatul la ea. Acum nu știu, mai încerc și a treia oră și dacă nici a treia oră nu-mi iasă, înseamnă că pot să mă las de meserie. Ah, ce mare. Bun, aici zice să amestec continuu și după câteva minute să adaug cappuccino. Deci ei zice 5 plicuri a 100 a 12,5 grame. Eu o să pun 5 linguri de cappuccino. 4 5. Și amestec. Încă vreo 15 minute, zice ea, până se îngroașă. Deja începe să îngroașă. Nu cred eu că îmi dă rețeta greșită Simona. Nu mi-o dă rețeta greșită. Dar știe cum fac pentru voi, nu? Mă, 15 minute trebuie să stau să amestec. Deja apa fierbe. Dau un pic gazul mai încet. Deci dacă îmi iasă pe cuvânt că iar o mănânc toată, numai eu. Să nu mint, că și Lobo m-a mâncat. M-a mâncat Lobo din prăjitură. Hai, te rog frumos, fă-te. Dar oare cât trebuie să se îngroașă? Oare cât? Nu, cum stăm cu blatul? Stăm bine?
trebuia să mă uit pe ceas să văd. Dacă ea zice 15 minute. Păi, deja nu mai am răbdare. Îmi vine sus un păsim mâna, să-mi trec chiar 15 minute, trebuie să stau aici să amestec.
14, dacă stau 14 mai bine. Mai am răbdare. Să vă blatul cum e. Hai, las 5 minute. Eu zic că e bine. 10 minute sigur am stat aici amestecat. Nu am ce să fac, trebuie să stau 15 minute cum zice, că dacă cumva nu-mi iasă, să știu de ce nu mi-a ieșit. N-am ce face. Bine, gata. O iau de pe abur și o las să se răcească. O să o duc puțin afară, să răcească complet. Timp. Batem untul, 250 de grame de unt, îl batem spumă. Bun, aici e untul, bătut spumă. O să scot blatul. Este gata. Bun. Îl lasă să răcească. Bun, deci aici avem blatul. S-a răcit. O să-l însiropez cu puțin compot. Dacă nu, apă cu rom sau zeamă de portocale, cu ce aveți. Aici am niște apă de pe compotul de pere. Îl însiropez bine, bine. Între timp și crema s-a răcit. Haideți că eu cred că mi-a ieșit. A ieșit bine. Și sunt convinsă că e foarte bună. Am avut puține emoții. Dar dacă totul se termină cu bine, înseamnă că ne pricepem. Sau avem noroc. Una din două.
crema este răcită foarte bine. Și acum o să adăugăm untul bătut spumă. Să fac cum scrie la carte, așa să fac. Zice, crema trebuie adăugată în untul bătut spumă. Uite, fac cum zic ei. Fac cum zic ei. Dacă așa zic ei, nu invers, așa fac. Ce să fac? Curăț lingura asta de unt. Și luăm câte puțină cremă. Și amestecăm în unt. Luăm o lingură de cremă. Și iarăși amestecăm. Și tot așa până terminăm toată crema. De data asta, la rețeta asta, n-am improvizat nimic. N-am improvizat nimic, că mi-a fost frică, poate nu-mi iasă. Și atunci am fost cu minte, foarte cu minte. Și cum mi-a zis Simona să o fac, așa am făcut-o. Mă nu promit că a doua oară când o fac, fac la fel. Este tot în regulă. Acum o să pun crema peste blat. Și o să-l întind frumos peste tot.
prindem bine, să nu rămână nimic fără cremă, nimic. Bun. Și acum deasupra. Deasupra o să pun frișcă. Am niște frișcă foarte bună. Bineînțeles că de la Dina Rus, din piața Ion Meșter. Și o să o pun deasupra. Ca zăpada de afară e frișca asta. Albă și multă. Nu se mai termină, nu mai vine vara odată. Gata. Și acum deasupra puteți să puneți, spre să las niște cappuccino, eu am aici niște ciocolată rasă, prăzuită. Și o să pun pe deasupra. Uite, așa m-a scăpat și de ciocolata asta, că mi-a rămas și nu știam ce să fac cu ea. Și gata, am terminat. Prăjitura cappuccino. Poftă bună! Și să aveți o zi minunată! Mult soare și afară și în suflet.